Fructe de sezon, miere, condimente sau vinuri, toate au putut fi găsite în acest weekend la un târg desfășurat în sectorul Ciocana din capitală. Peste 30 de producători autohtoni și-au scos în vânzare roada acestui an. Chiar dacă nu au avut parte de cea mai bună vreme, antreprenorii sunt mulțumiți și de faptul că au reușit să discute direct cu vizitatorii pentru a-și promova produsele în care au investit multă muncă. Timp de două zile, aleea s-a transformat într-un orășel al producătorilor locali. Aceștia spun că astfel de evenimente oferă posibilitatea să își prezinte marfa pentru cumpărători. Am venit astăzi la târg să ne realizăm producția noastră, anume prunile uscate, nucile și măcieșele. Avem mai mult tipuri de miere, avem miere de salcâm, miere de polifloră, avem miere combinat cu migdal, avem miere cu fag natural. Avem zmeură crudă, care e unul la unul cu zahăr. Un produs nou care am făcut anul acesta este gem de zmeură. Ala Sâncu are plantat levănțică pe o suprafață de 3 hectare în raionul Dondușeni. Am venit cu produse făcute de noi. Avem sare de mare, care este foarte întrebată de clienții noștri. Avem pernuțe cu floare uscate. Cumpărătorii au făcut rând la tarabele unde se vindeau struguri, miere sau vin. Foarte bine și frumos și de folos. Trebuie să avem producție mai mult și să vindem și să cumpărăm autohtonic. Multe lucruri minunate și frumoase. Cel mai frumos lucru care poate fi producătorul nostru autohton. Am făcut legătură cu cei care produc produsele cu care am convenit să facem câteva târguri. Este a cincea ediție acestor evenimente. Târgul producătorilor locale a fost organizat de Cămara Moldovei Chișinău.